Ziua de 6 mai rămâne în memoria multor fermieri din zonă. A fost furtună și a căzut grindină în mai multe localități din județul Călăraș. Una dintre cele mai afectate este comuna Independența, unde a și plouat mult. Deci este vorba de ploaia care a venit, sau furtuna care a venit pe data de 6 mai, de la orele, între orele 17-17:30, unde a fost o cădere masivă de grindină pe cât ou de porumbel, era ca și centimetri, aproape de 10-11-12 centimetri. Toată această cădere masivă, cu o ploaie torențială, nu am văzut o ploaie torențială de atâta intensitate ca și aceasta, a făcut să ne distrugă culturile pe aproape 250 de hectare, în mod deosebit pe o suprafață, un bloc fizic 721, 203 hectare, unde aveam cartofi, unde aveam ceapă, unde aveam roșii. Erați unde aveam, pentru calitatea legumelor? A mai rămas anul ăsta? Da, a distrus în complet tot, nu mai se vede absolut nimic. Eu sunt una cu pământul. Mai mult de atât, lucernă care avea aproape un metru, a fost pur și simplu cosită cu ghilimele de rigoare de tăria ploii, a intensității ploii și mai ales a grindine care a căzut, și noroc a fost într-un timp scurt, că nu știu ce se întâmpla dacă era pe o perioadă mai lungă. În orice caz, 250 de hectare sunt afectate în totalitate din cele 2000 pe care lucrează Societatea Agricolă Agrozootehnică. Norocul nostru că nu s-a extins și nu a mers mai departe să meargă, în general, piatra cade pe o anumită ușie, da. Și ne-a salvat celelalte culturi. Deci culturile mari nu sunt afectate. Da, sunt și o cultură, avem și cultura de orz, unde avem 29 de hectare de orz, unde pur și simplu a tăiat spicele, ca și cu foarfeca. Orzul era în spicat și avea spic și asta s-a și întâmplat. Deci s-a produs acest necaz care nu ne așteptam, deși nu mai puțin adevărat că aveam pe telefoane cu două zile înainte, că privind viitorul vor fi, că da, atenționare, că vor fi căderi, vor fi ploi, dar și căderi de grindină mare. Chiar spunea grindină mare, pentru că am mai avut un episod atunci când a fost tornada la Brâncoveni, când și atunci am avut, dar numai un minut a dat piatră, pe care era foarte mare, cât o de gâscă. Atunci n-a apucat să vă distrugă culturile? Nu, atunci n-a apucat să le distrugă, decât foarte, foarte puțin, nesemnificativ. De data aceasta nu a mai scăpat, poate de mulți ani bate piatra în stânga, în dreapta sau pe toată, în județul, în localitățile județului sau în alte județe. De data aceasta, de 27 de ani, de când, 28 de ani de când facem noi agricultură, este poate anul cu pierderea cea mai mare și cu căderea de grindă cea mai mare. Au mai fost căderi de grindă, erau de mici dimensiuni, care pagubele erau 10-15% nesemnificative. Ce ar fi de făcut acum? Ce să facem acum? Așteptăm să vedem ce se întâmplă în Dumnezeu. În plus de alta, mai avem probleme, ploaia torențială pe anumite voi ne-a inundat pur și simplu, avem băltiri de apă și acum suntem acolo unde cu motopompe, cu vitaje, încercăm să evacuăm apa. E greu de spus ce să apă. Poate că cineva îmi dădea o idee că ar fi bine să se instaleze și în Călăraș acele tunuri anti-grindină pentru grindină. Da, da. Iar de acum încolo ce avem, așteptăm să vedem ce se întâmplă și să reînsămânțăm, având în vedere acolo unde putem, de unde a fost porumbul, e micuț, și unde a fost legumele, putem reînsămânța cu porumb sau cu alte culturi. Dar, în general, cred că